Bună, Bianca, și îți mulțumesc că ești din nou alături de noi pentru a demola încă o percepție greșită, după care ne ghidăm mulți dintre noi stilul de viață. Mă bucur că sunt aici și că pot să ofer din nou câteva informații, sper, interesante. Și să discutăm astăzi despre mitul colesterolului. Am înțeles că există colesterol rău și colesterol bun. Ce este colesterolul? Așa se știe, așa se aude că există un colesterol rău și un colesterol bun, dar hai să vedem ce este de fapt colesterolul. El face parte dintr-o categorie mai vastă a grăsimilor, lipidelor, dintre care cele mai cunoscute sunt trigliceridele și colesterolul. Trigliceridele sunt de fapt o formă de stocare a lipidelor în organism și se găsește în țesutul adipos, în ficat și la nivelul sângelui. Iar colesterolul face parte din membrana celulelor noastre și participă la sinteza unor compuși cu rol vital în organism. Colesterolul este aproape insolubil în apă, în lichidele organismului și pentru a putea fi transportat și ajunge la celule și țesuturile unde este nevoie de el, trebuie să fie încorporat în proteine. Aceste produse se numesc lipoproteine și ele reprezintă un compus hidrosolubil. Poate fi transportat prin sânge. Există mai multe tipuri de lipoproteine, LDL, HDL, IDL, VLDL, UDL, în funcție de densitatea lor, dintre care cele mai cunoscute, le știm, sunt HDL-ul și LDL-ul. Să înțeleg că colesterolul despre care se tot vorbește înseamnă cu totul altceva? Da, termenul consacrat pentru colesterol sanguin se referă de fapt la cele două tipuri de lipoproteine, LDL colesterol, așa zis colesterol rău, adică low density lipoprotein, lipoproteine cu densitate josă, și high density lipoprotein sau HDL, așa zis colesterol bun, lipoproteine cu densitate înaltă și de fapt ele nu reprezintă colesterolul în sine. Proteinele din structura lipoproteinelor au un rol structural, asigură solubilitatea lor la nivelul sângelui și un rol funcțional care determină până la urmă locul de unde va fi extras și unde va fi transportat colesterolul în organism. Pune-te, există o legătură dintre alimentația noastră și nivelul LDL, colesterol din sânge? Dovezile arată că nu există nicio legătură între colesterolul din alimentație și LDL, colesterolul din sânge. Iar acest consum nu reprezintă o problemă pentru sănătate. Aceasta este de fapt o schimbare majoră față de acum 50 de ani. Sursele de colesterol sunt atât exogene din alimentație și reprezintă 20-25%, cât și endogene, colesterolul sintetizat în țesuturile organismului, 75-80% în ficat, intestine, glandele suprarenale, ovare, testicule. Unde se găsește colesterolul în organism și ce rol are? Colesterolul intră în structura membranelor celulare, în structura unor hormoni liposolubili, în structura unor vitamine A, D, K, E, în structura acizilor biliari și altor substanțe din organismul nostru. Are rol structural în menținerea integrității celulare și un rol fiziologic, fiind un precursor în structura unor hormoni, cortizol, aldosterol, care au rol în menținerea homeostaziei, precursor al vitaminei D, precursor ale acizilor biliari cu rol în digestie și precursor ai hormonilor sexuale, estrogen, progesterol, testosteron. Cum funcționează cele două lipoproteine, HDL și LDL? Păi LDL transportă colesterolul de la nivelul ficatului la nivelul celulelor extrahepatice prin sângele arterial, iar HDL-ul transportă colesterolul de la celulele extrahepatice prin limfă și sângele venos către ficat. Cu alte cuvinte, când celulele au nevoie de colesterol, fie pentru refacerea membranelor celulare, fie pentru sinteza unor hormoni, a unor vitamine sau sinteza bilei, LDL-ul va transporta acest colesterol către celulele respective pentru a putea ajunge colesterolul la celulele respective. LDL-ul trebuie să fie recunoscut de către receptorii acestor celule. Această recunoaștere se face cu ajutorul proteinelor de pe suprafața LDL-ului. Astfel recunoscute,
colesterolul va fi incorporat în cadrul celulei pentru funcționarea normală a celulei respective. HDL-ul transportă surplusul de colesterol de la nivelul celulelor extrahepatice către ficat pentru o metabolizare și eliminare. Adică acel colesterol de care nu mai are nevoie celula, deoarece și-a refăcut membrana sau și-a sintetizat hormonii de care are nevoie sau vitaminele și și-a stocat o anumită parte pentru nevoile imediate. Pentru a putea ajunge HDL-ul la celulele care au exces de colesterol, el trebuie să fie recunoscut de către receptorul de suprafață a acestor celule și această recunoaștere se face cu ajutorul proteinelor de pe suprafața HDL-ului. După ce se leagă de receptor, se inițiază o cascadă de semnale care au ca finalitate transportul excesului de colesterol de la nivelul celulelor extrahepatice către HDL și apoi către ficat. De ce crește LDL-ul, adică colesterolul rău în sânge și ce simptome avem? LDL-ul, dacă crește peste anumite valori, unii zic în jur de 200, alții zic în jur de 300, înseamnă că există în organism o problemă care necesită o cantitate mai mare de colesterol. Ce se știe în prezent este că colesterolul crește în anumite condiții de risc. Care sunt acestea? Persoanele supraponderale, persoanele cu anumite boli, diabet, boli hepatice, boli renale, cele care consumă anumite medicamente, cele vârstnice, dar există și persoane tinere și persoane normoponderale sau chiar slabe care au colesterol crescut. Până la urmă, acestea sunt doar asocieri nefericite și nu se află în raport de cauzalitate, acești factori de risc cu nivelul crescut de colesterol din sânge. Ce nu se știe și nu se promovează este că LDL colesterolul are anumite funcții în organism, iar nivelul lui crește nu pentru că am absorbit mai mult din alimente, ci pentru că organismul nostru produce mai mult colesterol, deoarece este nevoie de el în anumite celule sau țesuturi ale organismului. Colesterolul nu este o problemă, ci este un mijloc de a rezolva acea problemă. Soluția ideală ar fi identificarea cauzei și ajutarea organismului să finalizeze procesul reparator. Practic, colesterolul crescut în organism este asimptomatic, iar pentru a afla nivelul colesterolului este nevoie de analize sanguine. Nu înțeleg. Atunci, care este cauza LDL colesterolului mărit în sânge? Stresul ar fi una dintre cauzele care produc nivel de LDL colesterol mărit la nivelul sângelui. Deoarece se produce o cantitate crescută de cortizol în organism, acest hormon al stresului, iar colesterolul este precursorul acestui hormon. Cu cât cantitatea de cortizol este mai mare, în cazul unui stres cronic, cu atât organismul are nevoie să producă mai mult colesterol pentru a reface homeostazia organismului. Când acest colesterol este foarte crescut la nivelul sângelui, el nu mai poate fi preluat de către celulele receptoare, rămânând o perioadă mai îndelungată la nivelul sângelui și poate suferi anumite modificări. Acest LDL modificat poate produce anumite modificări la nivelul sânge, la nivelul vaselor de sânge, dar despre asta vom vorbi altă dată. Cum se elimină LDL colesterolul din sânge? Organismul uman nu deține echipamentul enzimatic necesar degradării totale a colesterolului la dioxid de carbon și apă. De aceea, cea mai mare parte a colesterolului se elimină pe calea formării serurilor biliare. Am văzut că HDL colesterolul transportă excesul de colesterol de la țesuturile extrahepatice către ficat, de unde rezultă că colesterolul, pentru a fi eliminat din organism, trebuie să treacă neapărat prin ficat. O parte relativ mică din colesterolul neabsorbit se elimină prin fecale. Eliminarea LDL colesterolului din sânge se face pe două căi, o cale specifică și o cale nespecifică. Calea specifică este dependentă de receptorii LDL specifici
și captează aproximativ 70% din LDL colesterolul plasmatic la nivelul celulelor extrahepatice, la nivelul ficatului, glandelor suprarenale și gonadelor și este reglată printr-un mecanism de feedback negativ, iar calea nespecifică este mai rapidă și asigură captarea 30% din LDL-ul plasmatic modificat. Această captare se face cu ajutorul receptorilor gunoier de pe suprafața monocitelor și macrofagelor și nu este reglată printr-un mecanism de feedback negativ. Există soluție pentru obținerea și menținerea unui nivel optim al LDL colesterolului și dacă da, care ar fi acesta? Cu siguranță există mai multe soluții. Unele rezolvă doar parțial situația, deoarece acționează asupra factorilor de risc asociați. Nu acționează asupra cauzei, unele provocând anumite reacții adverse din partea organismului. Da, există cel puțin o soluție eficientă, cea testată de mine, programul Life Balance Coaching, care ce face? Acționează asupra cauzei, ajutând organismul să-și finalizeze procesul reparator, restabilind astfel homeostazia. Mă bucur, Bianca, că există totuși o soluție, programul Life Balance Coaching, care rezolvă cauza. Da, Mihai, este unul din programele mele care ajută foarte mulți oameni.